Somnul copilului. Somnul copilului este o altă poveste. Ce facem cu un copil? Unde îl culcăm? În primul rând trebuie culcat într-o cameră însorită, într-un loc ferit de curent, cu pătuți care să fie în siguranță, să aibă gratis sau să aibă plasă la pat și care să fie cel puțin de 60-80 de centimetri înalt, în așa fel încât să nu cadă din pat. La sugarii mici recomandăm să doarmă undeva înclinați la 30 de grade, deci dacă asta este poziția copilașului, asta este planul patului și asta este poziția. Da? Deci, ursulețul este copilașul, da? Ăsta este patul. Patul întreg se ridică la 30 de grade și copilul se culcă pe o parte sau pe cealaltă. Este de dorit să fie cu fața culcată spre părinți pentru ca aceștia să-l urmărească. Datorită faptului că de-a lungul creșterii unui copilaș există perioade mai agitate în viața lui, cum sunt perioade de colici, perioade cu febră, cu dureri, copiii de obicei sunt luați și culcați în patul părinților pentru că asta îi liniștește. E foarte bine dacă faceți o singură dată, dar să nu devină un obicei. Copilul trebuie să doarmă în patul lui. Trebuie să aibă patul lui, care să fie schimbat cel puțin la două zile, să aibă lejerie de bumbac, să poată fi fiartă, să poată fi dezinfectată. Sunt tot felul de dezinfectanți acum, dar este foarte important să fie patul lui. În primul rând, în prima lună de viață, copilul nu doarme singur în cameră. 2. Este foarte important să aveți o luminiță de veche în prima lună de viață pentru a supraveghea cum respiră, cum este colorat, dacă sunt zgomote sau nu în plus. Acum există ceea ce se numește walkie-talkie din acestea de bebeluș, care sigur au rolul lor, pentru că dacă mama este într-o altă încăpere și își aude copilașul, sunt indicate, sunt bune, dar nu suplinesc treaba asta. Supravegherea copilului. Ce am văzut și ce mi-a plăcut și aș recomanda cu căldură este supravegherea prin cameră, printr-un mic webcam pus la copil și mama l-are în bucătărie unde are un ecran de calculator sau un televizor și își supraveghează copilul. Diverse variante, dar nu asta e esența problemei. Esența problemei este că un copil trebuie să aibă patul lui, iar părintele patul lui. În cazul în care se întâmplă să doarmă cu părintele, este bine ca acest lucru să nu se întâmple în detrimentul celuilalt părinte. Pentru că intervin dizarmonii în familie. În ciuda faptului că vorbim despre adulți și despre copii, sentimentele se pare de frustrare sunt și la nivel de adult și la nivel de copil. Ei, în momentul în care apare copilul și ia locul în pat, tatăl de obicei e trimis în altă parte și atunci are un sentiment de frustrare teribil că a ajuns pe locul 2. Este un pic de infantilism sau cum vreți să-i spuneți. Important este însă că nu trebuie create niciun fel de tensiuni, nici măcar la nivel subconștient. Nu sunt ceea ce am povestit, nu înseamnă la nivel manifest, că se bucură tatăl, dar la nivel subconștient se simte dat pe locul 2. Și atunci încep să apară diverse neînțelegeri. Nu este de dorit. E bine să fie un cuplu armonios, e bine să-și crească copilul împreună. Nu se întâmplă absolut nimic dacă în cursul unei după-amieze mama doarme cu copilul sau tatăl doarme cu copilul 2-3 ore. Sfat prietenesc însă, după vârsta de un an, nu băgați copilul sau nu luați copilul și nu-l puneți în patul dumneavoastră, decât dacă nu se poate altfel. Că-l țineți în brațe, că-l vorbiți, că vă jucați, asta nu e nicio problemă. Dar noaptea trebuie să știe că doarme în patul lui. De reținut. Se recomandă ca pătuțul sugarului să fie înclinat la 30 de grade. Obișnuiți copilul să doarmă în patul lui. Țineți o luminiță de veche lângă patul copilului.